Primul punct de colectare a semnăturilor împotriva proiectului de lege care prevede ca miliardul de dolari furat din bănci să fie acoperit din buzunarul moldovenilor a fost deschis astăzi la Ialoveni. Zeci de oameni au venit la cortul amplasat în centrul orașului și au semnat petiția, nemulțumiți de faptul că autoritățile încearcă să pună responsabilitatea de a restitui banii furați pe umerii lor. Totodată, peste 3600 de persoane au votat online. Peste 200 de oameni s-au adunat în centrul orașului Ialoveni și au semnat petiția împotriva proiectului de lege care prevede că garanțiile acordate în două rânduri băncii naționale de către guvernele Leancă și Gaburici pentru salvarea băncii de economii, băncii sociale și Unibank să fie convertite în datorie publică. Semnatarii sunt de părere că instituțiile de drept trebuie să-i găsească pe cei implicați în acest jaf și să-i tragă la răspundere conform legii. În cazul în care proiectul de lege va fi adoptat, ei spun că vor și la protest. Semnat pentru șiec, să întoarcă banii înapoi cei care i-au furat. Dacă nu, trebuie să stai la dubă, un liloc acolo lor. Nu stai la conducere să ne amăgească mai departe cum ne-au amăgit până nu. Noi suntem sărași cu tătul în Moldova asta. Trebuie de răsculat. De sculat lumea și de dus cu furcă, cu ce avem în mână, de dus și de dat jos. Trebuie tălhăria asta. Asta între în deopște de acum. E banditism fără de legi. Ei își fac legile pentru dânsă, nu pentru popor. Cine a furat trebuie să plătească, să întoarcă înapoi, pentru că lumea e mult obosită. Pleacă toți peste hotare și trăiesc pe spatele noastre. Cred că e ora să plătească ceea ce au luat. Însemnat că nu sunt de acord cu legea asta care o dat-o, că să dăm noi miliardul înapoi pe munca noastră, că am 700 de lei pensie și eu din 700 de lei trebuie să mai dau încă cum... furtul care s-a făcut în țară. Eu cu pensie de 100 de lei care mi-o dau, care am fost participat la conflictul din partea stânga Nistrului, mi-a nu ne ajunge. Vă spun sincer, de bătaie de joc în țara Moldovei. Cine a furat, aceia se întoarcă. Cei care l-au furat, să fie trași la răspundere. Astfel nu-i viața asta. Dacă el fură, noi plătim poporul și așa plătește o grămadă. Dar de aici să mai întoarcem noi milion. Toți astea și la protest pentru că nu se poate într-o țară așa de mică să-și bată joc de noi. Membrii partidului Platforma Demnitate și Adevăr spun că au hotărât să amplaseze acest cort întrucât nu toți oamenii au acces la internet pentru a vota online. A fost deschis o petiție online, dar nu toți cetățenii au acces la internet și majoritatea cetățenilor care sunt în Republica Moldova doresc ca să se semneze pentru petiția dată, dar nu au posibilitate. Și noi prin acțiunile noastre de voluntariat încercăm să facilităm procesul ca dumnealor să se semneze și să demonstrăm guvernanților că cetățeanul de rând nu dorește pentru a fi adoptată legea dată. Este primul pas că, într-adevăr, ca lumea să înțeleagă că miliardul trebuie să întoarcă hoții, dar nu să întoarcă cetățenii Republicii Moldova. Și este o revoltă a poporului care, într-adevăr, vrem să demonstrăm că noi vrem o schimbare, noi vrem să facem un bine pentru copiii noștri, pentru toată societatea. Proiectul de lege privind restituirea de către moldoveni a miliardului de dolari furat din bănci se află în proces de examinare în comisiile parlamentare. Documentul prevede ca Ministerul Finanțelor să emită și să transmită băncii naționale obligațiuni de stat în sumă de peste 13 miliarde de lei pe un termen de până la 25 de ani, cu o rată efectivă a dobânzii de 5% anual. Cei care sunt împotrivă ca miliardul să fie pus prin lege pe spatele oamenilor pot semna o petiție online, iar punctele de colectare similare celui din orașul Ialoveni vor fi deschise duminică în satele Bardar, Costești și Puhoi din același raion.